Bisericuța Sfântul Joseph. Aceasta este mănăstirea Sfântului Joseph. Să mergem și în Bisericuța Sfântului Joseph în Montreal. Oamenii vin aici să se roage pentru sănătate. De obicei vin în bastoane, după care lasă bastoanele în urmă și pleacă însănătoșiți. Să ne rugăm și noi, din suflet, prin cuvinte proprii, în această bisericuță pentru sănătate. O să filmez și o să fiu cu minte, nu o să zic nimic, și vă las pe dumneavoastră să vă rugați singur din suflet. Acestea sunt bastoanele și plăci de mulțumire. Rugați-vă singuri din suflet. Sfinte Joseph, te rog, ajută-ne și roagă-te pentru noi toți, dă-le celor bolnavi vindecare, de nevindecare trupească, sufletească, spirituală, mentală. Sănătatea mentală e foarte importantă. Deschide-ne drumurile în viață, protejează-ne pe noi și familia noastră, îndrumă-ne copiii spre credința creștină. Deschide-ne drumurile în viață, deschide-ne ochii, urechile, ca să auzim chemarea lui Dumnezeu. Îndepărtează de la noi toate farmecele, făcăturile, aruncăturile, blestemele, necazurile, toți dușmanii văzuți și nevăzuți, știuți și neștiuți, de la noi, de la casele noastre, de la familia noastră, din copiii noștri, din noi, din țara noastră, din jurul nostru. Dă-ne loc de muncă să putem să avem grijă de copiii noștri. Îndrumă-ne copiii, dă-le minte, înțelepciune. Îndeplinește-ne dorințele cele bune și protejează-ne. C'était pas ça, 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 c'
ca și de la noi de spune TVC, de bine de civil sferanului, bucă o misie, pentru a ne persoară, de bazarul acolo de civil, de acolo, de Dumnezeu să protejează-ne și ajută-ne, deschide-ne drumul în viață și luminează-ne, protejează-ne copiii, casa, țara, familia, toate ale noastre. Dă-ne, Doamne, sănătate, dă-ne, Doamne, sănătate celor care au nevoie. Ferește-ne de accidente, de cazuri, de dușmani, văzuți și nevăzuți, știuți și neștiuți. Îndepărtează-ne de tot ce este rău, de toate accidentele. Protejează-ne și deschide-ne drumul în viață. Dă-ne, Doamne, pace nouă, facă-se voia Ta. Amin. Sfântul Andrei. C'est là que ça éclaire les autres, et les autres viennent nous suivre. Et c'est là que le Seigneur est venu, comme André, est inspiré. André, depuis sa jeunesse, il était touché. Lui, il était sincère, il était sincère. Il faisait mal lorsqu'il y avait quelque chose qui arrivait. Il faisait mal, quelqu'un disait non, c'est pas vrai. Il faisait mal, il priait toute la lutte. Parce qu'il était touché, touché dans son cœur d'humilité. Il couchait à terre. Oui. C'est une grande foi. Il n'est pas préparé par le matériel. Non. Il y a ce qu'il a fait en l'église. Il faut qu'on s'en souvienne. Tu peux pas faire ça pour rien. J'ai vu le jour de l'année, frère André, le lendemain que j'ai prié. Puis je suis arrivé demain, comme ça, hein. J'arrive, quelqu'un m'amène l'eau. Vous avez regarde, une petite bibliothèque derrière. Marche comme ça, je vous jure. Marche comme ça. C'est le lendemain. Le père en avant. Le petit frère André. Wow! Et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Sfântul Părinte Andrei. Mami, ce plină! Sfinte Andrei, Sfinte Părinte Andrei, ai grijă de noi, protejează-ne și nu ne părăsi. Amin. Sezi la mea. Aici este camera Sfântului Părinte Andrei. Cum vedeți, rugeau de fapt foarte, foarte simplă. Se ruga la Sfântul Joseph. Un scaun, un pat simplu și credință. Nu aveam multe pentru a fi fericit. Fericirea nu stă în posesia materială, este doar ceea ce crede în mine. Îmi fac foarte mic și foarte simplu. So downstairs, you can see the stairs on the left. They come to here. From downstairs, and then so here we live. Deci aici locuia Sfântul Andrei. Sfântul Părinte Andrei.
Încă o dată, mănăstirea Sfântului Joseph, cu un peisaj foarte superb al orașului Montreal din Canada. Încă o dată, acesta a fost Sfântul Părinte Andrei. Doamne ajută!